alături și vă ajută pentru alegerea mobilierului perfect adaptat bugetului dumneavoastră. Ne găsiți zilnic, începând cu orele 9 și vă așteptăm cu drag! Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena! Dă fuga la Catena! Farmacia cu o inimă mare, că toată țara! Farmacia inimii Catena! Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena! Dă fuga la Catena! Farmacia cu o inimă mare, că toată țara! Farmacia inimii Catena! Supercom, lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România, redefinește conceptul serviciilor de salubritate și în județul Hunedoara. După Valea Jiului și Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, acum SC Supercom S.A. operează și zona de centru a județului. Supercom este o companie românească ce deține o flotă 100% ecologică. Supercom le asigură hunedorenilor servicii de colectare a deșeurilor, echipamente moderne, stații de transfer, centre de reciclare și depozite de deșeuri. Operatorul de salubritate furnizează servicii și soluții de mediu eficiente pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, un județ îngrijit, un mediu sănătos. Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena! Dă fuga la Catena! Farmacia cu o inimă mare, că toată țara! Farmacia inimii Catena! Cauți un loc de muncă potrivit, plăcut și bine plătit? Vino și califică-te în orice domeniu dorești. Asociația de Consiliere, Calificare și Reformare în Carieră Internațional, sucursala DEVA, organizează cursuri de calificare recunoscute național și internațional în cele mai diverse domenii. Construcții, Horeca, Beauty, Electrică, Electromecanică, Administrație, Sănătate în Muncă. Prețuri avantajoase, plata și în rate. Vă așteptăm în DEVA, strada Mihai Eminescu, bloc 42, scara 1, parter, vis-a-vis de Maxa. Informații la telefon 0764-886-288 sau 0254-229-795. Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena! Dă fuga la Catena! Farmacia cu o inimă mare, că toată țara! Farmacia inimii Catena! Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exactă, Antena 3 DEVA, început de săptămână, noi de aici din studioul Antena 3 DEVA vă dorim să aveți o săptămână bună, o primăvară frumoasă, zile însorite, multă sănătate. Noi vom începe săptămâna cumva artistic, nu doar la figurații și la propriu. Invitatul acestei după-amieze este domnul Vlad Tabac, artist plastic, vine din Republica Moldova. Mulțumim pentru acceptarea invitației, bine ați venit în studio. Vă mulțumesc pentru invitație, îmi pare bine să mă aflu la DEVA într-o zi frumoasă de primăvară. Vă aflați la DEVA nu chiar întâmplător între cele, ci sunteți cu un scop bine definit, ca să spun așa. M-a amuzat și mi-a plăcut titlul expoziției pe care, al cărei vernisaj va fi
peste o oră și jumătate invităm și publicul la galeriile de artă Forma la expoziția dumneavoastră personală care se numește Undeva, dar cu o grafie diferită. De ce? Am avut o lucrare care am realizat-o deja aflându-mă la mine la Chișinău. O lucrare realizată după acele memorii, după acele impresii de la Deva și nu mi-aminteam pe ce stradă se află. Am intitulat-o Undeva la Deva. Da. Și cam de aici provine și titlul pentru expoziție. Undeva. Sigur că vă doresc succes. Mi-a spus că aveți și emoții. Mă gândesc că referitor la modul în care publicul va recepta lucrările. Emoții întotdeauna am emoții, oricare expoziție este un examen care e normal să am emoții, trebuie să le am ca la oricare examen pe care l-am de trecut. Dar îmi place să am ocazia de a arăta lucrările astea. Și sper să vină cât mai multă lume să viziteze expoziția. Sunt câteva lucrări, cum am mai zis, câteva lucrări cumva în care este abordat și orașul Deva, adică este prezent cumva în lucrările astea. Eu am spus, sunteți artist independent din Republica Moldova. Vă las dumneavoastră posibilitatea să vă definiți, nu într-un CV formal, data, locul nașterii în genul ăsta, ci ca artist. Sunt doar un artist care iubește mai mult să stea în spatele șevaletului. Ocaziile unice când merg la un vernisaj de expoziții sau la o televiziune, sigur că mi pun și careva emoții. Dar este normal. Știți că nu se spune că despre cei care nu le este frică, că nu e în regulă cu ei, că frica e ceva exact. ce e foarte bun acolo, că ne păzește. Nu aș zice frică, e doar emoții. Da, emoții. Da. Ați spus, sunt doar un artist. Și mi-am amintit titlul unui o replică dintr-un film, știți? Nu trageți în pianist, face și el ce poate. Exact. Nimeni nu va trage în dumneavoastră aici. Dar de-aia v-am întrebat, cum v-ați definit dumneavoastră ca artist? Am citit și o prezentare, evident, m-am uitat la lucrări, m-am uitat în portofoliul dumneavoastră, ceea ce am putut vedea pe internet. Evident, ca amator, să zicem că îmi place culoarea și atunci reușesc să mă definesc oarecum. Am văzut eu, dar e mai important să audă lumea dumneavoastră cum vă definiți. E greu să mă definez pentru că e cel mai greu lucru, munca criticilor să mă atribui la careva curente, la careva. Nu, e meseria lor, nu le luăm pâinea. Sunt doar un artist independent care îmi place să lucrez mult, îmi place să arăt din când în când lucrările, pentru că asta mobilizează oricare termen la care ai de prezentat o expoziție, de făcut toate aranjamentele. Cam asta, nu pot spune altceva. Uitându-mă în prezentare, înainte de a citi opiniile criticilor, că le-am citit acolo, ca profan, să zicem, primul lucru mi-a atras atenția o cromatică relativ calmă în lucrările dumneavoastră și după aceea am citit că, de fapt, lucru cu lumina esențială pentru orice pictor, maniera în care amestecați lumina cu umbrele v-ar defini, spun ei. Da, cred că maniera contează, da. Tehnica care bine, se perfecționează pe parcursul anilor, încercăm să lucrăm tot mai bine și mai bine, dar dacă să zicem de careva concept, expoziția prezentată astăzi la 5 va fi doar din peisaje, compuse doar din peisaje, ceea ce este ușor demodat astăzi însăși subiectul, motivul peisajului este cumva disconsiderat. Eu le percep lucrările pe care le realizez, figurativul din ele îl percep mai mult ca un ambalaj pentru acele texturi, pentru acele tușe, pentru acele trasee aproape abstracte, un figurativ care nu este prea realist într-un fel, este un figurativ care
face careva aluzii la orașul Deva sau la orașul Chișinău sau adică la oricare alt loc. Pentru public să nu-și imagineze că văd fotografii, tușele sunt mult mai relaxate, ca să spun așa, se ghicește peisajul, se intuiește starea de spirit. Peisajul mai mult este intuit, adică nu este foarte clar, foarte detaliat subiectul, este cumva ușor estompat chiar în așa fel încât publicul să-și poate permite să participe prin viziunea sa, prin imaginație, prin fanteziile sale, să participe în acea lucrare. Adică mi-ar place ca spectatorul să fie într-un fel co-autor cu mine împreună. Eu propun doar subiectul, spectatorul mai departe și continuă imaginația în acel tablou. În sensul ăsta, am făcut și noi prezentarea emisiunii și invităm pe Reven să vină la Galerii de Artă Forma să-și vadă orașul prin ochii dumneavoastră cumva. Mi-ar place să fie apreciate aceste lucrări, unele realizate aceste câteva lucrări cu tematica Deva, realizate în ultima jumătate de an. În general, în expoziție, mai mult de jumătate de lucrări sunt expuse prima dată, deci când am zis că este un examen, este chiar un examen pentru mine. Unde ați mai expus până acum? Expun pe oriunde se poate expune. Nu sunt cumva pretențios. Oricare ocazie, dar la Deva mi-a plăcut foarte mult acest spațiu, sala de expoziție, foarte, foarte comodă, foarte bună, bine plasată, e o ocazie unică să expun lucrurile în așa sală. Și lucrurile despre Deva sunt și, le-ați și făcut oricum sau sunt într-un fel și o reverență pentru publicul de aici? Sigur, indirectă, că mă gândeam... Da, este și o reverență, totuși recunosc. Totuși, da. Aș dori să vorbim și despre... spuneați că sunt doar un artist. M-aș referi la climatul, sigur, cel politic poate urmează pe parcursul discuției, dar artistic din Republica Moldova. Sigur că noi românii ne definim foarte diferit față de Republica Moldova, dar în primul rând apare această componentă naționalistă, aș numi o sănătoasă, să rămânem aici. Ne simțim foarte apropiați, unii poate prea apropiați încercând să asimileze cu forța, domnule, ai tot România, dar dumneavoastră ca artist, cum percepeți climatul de acolo, inclusiv artisticul ăsta, să facem o legătură? Îmi vine greu să pun diagnoze. Da. este dificil. Oricum, este ultimii 30 de ani, este deschidere, este posibilitate de comunicare și eu apreciez foarte mult această posibilitate, oricare ocazie este bună. Lipsa de comunicare cred că e cea mai mare problemă acum. Aflându-mă aici la Deva, sunt foarte mulțumit să văd multă lume primitoare, multă lume bine dispus. Climatul nu e chiar bun, să zicem așa, este diferit. Plus la asta îmi vine greu să dau careva aprecieri, pentru că, cum ați spus, sunt artist independent, adică încerc cumva să nu fiu implicat în careva... Haideți să vă asociați o întrebare. Cum definiți artist independent? Pentru că artiștii, nu-i așa, noi spunem artistul independent, este un artist liber. Artistul este liber, în afară de artiștii care, da, domnule, eu mă pun în fruntea cauzei partinice și desenez, să spunem, steagul roșii și scriu lozinci. Nu este cazul. Ce înseamnă un artist? Sau este cazul? Nu al dumneavoastră, cazul altora? Artist independent înseamnă că să nu depindă, adică să fie pe cont propriu. Pe cont nu într-o uniune de creație? Sau... Da, nu neapărat uniune de creație. Sunt tot felul de asociații care cumva susțin artiștii. Și impun și, susținând artiștii, impun și anumite teme? E mai cu logic? Nu știu, dacă nu sunt, dacă nu fac parte, nu știu. Nu neapărat, da. Nu cunosc, nu pot să-mi dau cu părerea. În termen de curente artistice care v-au influențat cariera,
Noi, în România, cei interesați de artă, evident, transilvanenii într-un mod particular, pentru că și Transilvania, ca și Moldova, este un alt fel de ținut dintre două lumi, cumva. Am văzut o caracterizare a Transilvaniei în care se întâlnesc niște lucruri atât de specifice Estului și Vestului, cum poate noi transilvanenii nici nu ne mai imaginăm. Este ultimul loc unde am avut renaștere și gotic, este primul loc unde avem ortodoxie, este o simbioză ciudată, Moldova la fel, este o zonă mai de graniță acum decât noi. Cunoaștem foarte puține lucruri despre pictura rusă, cunoaștem destul de multe lucruri despre pictura occidentală. Sigur că în Moldova, în Republica Moldova, studiul academic, liceile tradițional se făceau cumva în maniera sau în studiind clasicii artei rusești. Artei rusești, academismul rusesc, și nu neapărat este un lucru rău, adică este o meserie, este o școală, o etapă pentru studiu, nu atât de rea. Nu atât de rea. Alta influență este din partea românească, care este mult mai bine plasată în zona abstractului, care acum poate că la Chișinău cumva se formează un amestec, o mixtură între cele două tendințe. Sper că acolo, cel puțin eu așa sper că acolo se va regăsi arta moldovenească, dar care bănuiesc eu încă este în formare. Da, interesant ce spuneți și mă gândeam și la lucrările dumneavoastră, care sunt recunoscibile. Omul va vedea peisajul, va putea identifica, chiar dacă nu în maniera în care se așteaptă, poate. Foarte mulți români, dacă îi întrebi, bine, la nivelul publicului larg, domnule, ce pictor român îți place, va spune Carcu Boi de Grigorescu, așa cum poetul preferat este Eminescu. Ați putea numi din școala de pictură românească maeștri care v-au influențat sau care v-au plăcut în mod deosebit? Nu vreau să... Hai să zicem contemporan, dintre cei menționați în cărți, că de obicei, și care au statui, că de obicei nu-i fac statui. Sigur că în copilărie, când era încă perioada sovietică, când nu era, era însăși cuvântul românesc, nicăieri era cumva exclus. Sigur că acele reproducții care le găseam întâmplător sau le transmiteam doar ca să le vedem unul altuia pe ascuns, pe furiș, Grigorescu, da. Deci să înțelegem că în perioada sovietică, în Moldova, lucrările pictorilor români nu erau foarte accesibile. Nu se cunoștea absolut deloc. Trebuia aflat cumva, prin cunoștință, din gură în gură, îți transmitea. Fiind o generație relativ apropiată, mă gândesc că nu se cunoștea, pentru că stăpânirea nu voia să se cunoască, evident, să stai orice identitate legătură cu identitatea românească. Evident. Acum este mult mai multă deschidere, este mai simplu. În general, este mai mult acces la informație în ziua de astăzi. Orice informație. Astăzi este problema de a selecta cumva, de a filtra această informație. Am văzut în orașele mai mari, este mai simplu pentru un artist plastic, pentru un pictor, pentru un sculptor, să fie înțeles, ca să zicem așa, este o efervescență culturală ceva mai mare. În rest am observat că există dificultăți în a înțelege arta modernă, fiind unul expediată cu o frază pe care am spus-o și înainte de emisiune și care pentru mulți cei pasionați de artă plastică îi face să reacționeze nervos, așa puteam și eu. Alții spun, doamne, mă uit aici și nu înțeleg nimic, de eu vreau să văd acolo, dacă îmi spune de un om, să-l văd acolo pictat. Cine e ăsta? Ștefan cel Mare? Foarte frumos, știm că e Ștefan cel Mare. Nu știu, e fiecare pictor își găsește, își definește stilul său, își găsește calea sa, tot așa și fiecare spectator își găsește autorul său sau maniera de pictură care îi place. Nu știu dacă se poate generaliza. Sunt oameni curioși, sunt oameni mai puțin curioși, sunt oameni care sunt pasionați de artă, de a colecționa obiecte de artă, sunt oameni care sunt doar curioși să le vadă obiectele astea, să coleagă și ei careva impresii. Deci nu știu dacă se poate zice că nu este interes absolut. Da, interesul nu este unul fenomenal, dar da, nu se fac cozi la galerii. Da. Cu toate astea este viața artistică, este interes față de ceea ce facem. Cum ați definit piața de artă? Cum se vede aici? Cred că lucrurile sunt și mai sensibile.
cred că încă nu există ca atare, nu pot vorbi despre o piață. Sunt careva achiziții întâmplătoare care nu țin de o piață care are careva reguli, careva principii. Vă referiți la Republica Moldova sau la România? Sau la ambele? Mai puțin cunosc în România, nu să-mi dau părerea. Există o decență în ceea ce spuneți și discutând puțin și de aspectul politic, mi-a spus că trăiți într-o țară unde prin forța împrejurărilor trebuie să conviețuiască etnii, nu-i așa, aflate nu cu mult timp în urmă pe picior destul de ostil în epoca sovietică. Înțelegem acum clar că a declara românismul nu era acceptabil. Acum trebuie găsit un mod de a trăi și atunci automat omul devine mai, să spunem, diplomat. Exact, cred că e cuvântul potrivit, anume un soi de diplomație, care, o diplomație forțată când suntem nevoiți să conviețuim pe același teritoriu diferite naționalități, diferite națiuni, diferite ideologii, ceea ce e mai complicat, dacă cu națiunile nu e atât de gravă problema, anume cu partea ideologică, cred că încă avem multe probleme. Nu o să doresc să vorbim despre război, dar despre starea de spirit de astăzi din țara pe care noi o simțim atât de apropiată, unde avem rude. Chiar spuneam că și soția mea, părinții au fost refugiați în 44. Cunosc foarte multă lume venită de acolo, foarte mulți studenți. Am mai spus aici o pasiune de-a mea, dansez tango la Cluj, merg, sunt foarte multe, foarte multe fete în special care vin să danseze tango, venite de la Chișinău, din Republica Moldova, care sunt foarte simpatizate. Deci, cum vă simțiți acum? Vă simțiți amenințați cumva? Nu știu cum să explic, cred că de la starea de panică totală în primele zile a conflictului ăsta, care îl consideră ucrainenii, cel puțin îl consideră continuarea celui din început mai devreme, după Crimea. Acum e o stare de o liniște falsă, când încercăm să... Cel puțin eu, nu pot să-mi dau cu părerea despre toată lumea, cel puțin eu încerc să prind oricare ocazie, pentru că oricare zi de bine e mult mai valoroasă în felul ăsta. Nu știi ce se poate întâmpla mâine. Adică e o stare de incertitudine absolută. Nu se știe și de asta prindem oricare ocazie. Dacă avem o ocazie să mergem cu o expoziție la Deva, e o ocazie fericită. E o ocazie fericită. Pentru că mâine nu se știe dacă vom avea ocazia asta. Deci un anume soi de precaritate a existenței. Eu cred că, nu știu, am observat la multă lume că starea asta de conflicte face să trăiască fiecare zi mult mai intens. Banal, dar apreciez mult mai bine lucrurile simple, lucrurile ordinare, pe care, într-un fel, puteai să le amâni pentru o altă dată, puteai să știi că mai ai încă ceva perioadă. Acum se încearcă, cel puțin eu încerc să urgentez tot ce se poate urgenta. Am înțeles și cred că cei care ne urmăresc sesizează și o anume lejeritate. Dacă v-aș întreba, vă temeți de ruși, cred că mi-ați răspunde cine anume, care anume dintre părți să se teamă, pentru că am înțeles că unii da, unii nu. Dacă de armata rusă, cred că trebuie să ne teme. Eu cred că trebuie să ne temem și de armată, și de ideologiile care sunt diferite. Și sunt periculoase. În mare măsură, una reiese din alta. Nu, o careva frică trebuie să fie întotdeauna, dacă nu de Dumnezeu, cel puțin de armată, nu? Bine ar fi să fie și fără că știți că spune că prin frică nu se face nimic bine, pe de altă parte frica păzește bostanii, nu-i așa? Când spune, domne, dați-le amenzi să învețe, că fără amenzi n-am învățat, nici n-am învățat să nu arunci certia pe jos dacă nu le-ai amenat. Da, să revenim puțin pe tărâmul artelor. Înțelegem, am înțeles ideea pe care ți-a spus-o atât de simpatic, să profitați de fiecare zi.
Ați spus că expuneți pe unde puteți, totuși cred că există o panoplie în portofoliul dumneavoastră, am văzut locul unde ați expus și cam care au fost impresiile. Sigur că îi lăsăm pe critici, dar spuneți și dumneavoastră. Impresiile peste tot întotdeauna sunt bune, dacă totul se petrece conform planificării, dacă nu se întâmplă niciun fel de, nu știu, accidente, totul se merge bine. Acum sunt foarte mulțumit că am reușit să aduc expoziția la Deva, am reușit să o montez cu ajutorul colegilor de aici de la Deva. Mulțumesc că m-au ajutat foarte mult, este cumva și aportul lor foarte, foarte important. Oricare expoziție este un eveniment, este o posibilitate de a arăta lucrările. Sunt ocazii care trebuie făcute, oricare artist trebuie să facă așa un examen, să treacă testul ăsta cel puțin o dată la jumătate de an. Acum sunt mai multe posibilități și la Chișinău de a expune, sunt spații plus minus amenajate adecvat în care se pot expune. Am avut expoziția acum recent la Biblioteca Națională din Chișinău, la secția Arte și Hărți. Sunt bine primite lucrările, sunt acceptate. Da. Cu asta ne ocupăm. Există o susținere în Republica Moldova, mă refer... O susținere pentru artist, să spunem, pentru organizarea unei expoziții, pentru că e simplu, zici, domnule, pictez, dar pentru pictură trebuie foarte multe materiale, o galerie de artă trebuie finanțată. De obicei, cum spuneați dumneavoastră, piețele de artă, chiar și în România, în orașele mai mici, sunt foarte, foarte precare, așa că fără o susținere explicită din partea instituțiilor, n-ar exista. Și sigur că spune cineva, ce se poate fără? Zic, se poate fără, dar ar fi trist. Oricare finanțare întotdeauna este binevenită la cerutare. Oricare susținere este binevenită, dar nu știu dacă asta face totul. Nu știu dacă face totul, pentru că este important, poate mai mult decât finanțarea, este importantă acea comunicare între artiști, adică formarea la acele comunități, cât de mici n-ar fi ele, în care să se comunice mai mult, pentru că acum, în era digitalului, foarte mult stăm mai mult la telefonul celular, pe tot felul de rețele de socializare și cred că s-au ajuns la careva saturație când și artiștii și publicul ar vrea să comunice, ar vrea să comunice pe viu și cred că aici este de la ce de gândit, spre ce să mergem, să formăm comunitățile astea. Cam asta cred despre ceea ce este actual. Dar expozițiile, spațiile expoziționale, sigur că asta e tot ce se poate oferi la Chișinău. Altceva, nu știu, nu există posibilități de finanțare deocamdată. Da, de aceea ne bucurăm că, iată, trebuie să spun, Consiliul Județean Hunedoara, prin Direcția Generală de Promovare Turistică și Administrare Monumente și în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din Județul Hunedoara, din Deva, pentru că sunt două filiale, iată, vă oferi posibilitatea de a expune la Deva. Și exact cum spuneam, sigur că s-ar putea și fără, dar pe de altă parte studii de psihologie arată că într-o lume dominată de IT-iști și de lucruri foarte, foarte exacte, ne tot mirăm că oamenii nu reușesc să-și găsească echilibru, că apar depresii, că apar... Și iată, uitând puțin de război și mergând într-o galerie de artă, încercând să deșifrezi ce a dorit artistul acolo, să vezi culoarea, să vezi starea lui de spirit, poate te face să te duci mai... Eu cred cu puterea, aici e o părere personală, că arta salvează. Deci cel puțin pentru mine, pentru soție, pentru câțiva cunoscuți, arta are un rol transcendent aproape. Sigur că întotdeauna oricare ocupație artistică, indiferent că este procesul de creație sau doar vizitarea la careva manifestații artistice, întotdeauna este binevenită pentru careva echilibru și vă mulțumesc că ați menționat faptul că Uniunea Artiștilor din Deva, filiala Deva, au contribuit foarte mult, au făcut posibilă, de fapt, expoziția care urmează astăzi să fie lansată. De asemenea, și Consiliul Municipal, tot mulțumit de deosebite, este chiar fenomenal că s-au implicat și au ajutat la acest eveniment.
Cred că acesta este, vedeți că v-am cunoscut în urmă cu aproximativ 50 de minute și pentru o anumită parte a populației din care fac parte, bine, părinții soției au fost deportați, să spunem că mai știam anumite lucruri și povești din amintirile soției, pentru că părinții ei nu mai trăiesc, dar avem relativ puține interacțiune cu oameni care să vină din Republica Moldova să ne decodifice o stare de spirit în așa fel încât să ne ajute să ne formăm o părere cât de cât obiectivă, nu sloganuri și clișee, Basarabia e pământ românesc și ne, da, și ce facem pentru a, domnule, câți basarabeni, cu domnule, personal niciunul, dar e frumos să vorbești despre ei. Cu basarabienii este problema, pentru că nu îți poți face o impresie, sunt prea diferiți și ca naționalități și ca convingeri spirituale sau politice și așa mai departe. Nu există un basarabian concret. Da. Ei sunt foarte mulți de la și până la asta cred că e o problemă, pentru că sunt foarte, foarte diferiți și dezbinați ca peste tot la români. Adică când a spus ca peste tot, și-a urmat o mică pauză, ca un sunet suspendat, ca în muzică, ca peste tot la români. Noi ne imaginăm de cele mai multe ori, revin la acel clișeu, domne, acolo este așa o emulație, de-abia așteaptă lumea să se facă referendum, să se unească cu România, că toți vin cu mic, cu mare. Eu ce am face să cred că nu este așa. Eu sper că este așa. Eu încă mai păstrez speranța. Și rusofonii? Mulți ei depinde cum se termine, cum se încheie conflictul ăsta. Eu bănuiesc că mulți de ei vor începe să privească lucrurile diferit. Bănuiesc că vor începe. Dar în funcție de cine câștigă? Da, exact. Exact. Dur, dar asta este. De simt să fii... Cred că nu este confortabil să ai un imperiu lângă tine. Mai ales că ai cunoscut pe pielea ta... Da, noi, generația mea, cel puțin încă cunoaște Imperiul Sovietic, care este destul de dur. A fost destul de dur. Sperăm că se va termina cândva. Eu văd încă în continuare mari urmări a Imperiului ăsta, inclusiv în ceea ce se întâmplă astăzi. Acea deznaționalizare de care ați pomenit ceva nu e vorbă goală. Petrecută până în 1990 sau 91. Da, dar și ceea ce se întâmplă după 90. Eu văd tot ca o continuare, poate că aici sună dur sau nu prea adecvat ceea ce spun eu, dar da. Eu văd ca o continuare. În mare parte încă rămân reminiscențe foarte, foarte serioase. Foarte serioase. Și la nivel de gândire, dar și la nivel de careva strategii. Revin acum, suntem pe ultima parte a emisiunii, deși mai aveam aproape 10 minute. Practic, cum ați ajuns să expuneți la DEVA și să realizați lucrări cu tematică DEVA, chiar dacă sunt o reverență, dar au necesitat niște luni de zile. A trebuit un prim contact cu artiștii din DEVA, cu orașul? Prim contact a fost o participare la o tabără de creație în toamna anului trecut, o tabără internațională, unde a fost multă lume interesantă, unde a fost comunicare foarte bună, un eveniment deosebit, care cred că eu foarte bine a servit la promovarea orașului DEVA. Și atunci, în afară de acele lucrări care le realizam cu colegii, mai am obișnuința să merg așa cu șevaletul, să mai pictez pe locurile unde le vizitez, încerc să fac și studii după natură. Am văzut sala de expoziție, era atunci o artistă foarte bună din România, Balea, Maria Balea, expuse, mi-a plăcut foarte mult sala și la propunerea de a expune, sigur că m-am prins din prima, am zis că vreau, sigur că vreau. Și așa s-a primit că, sigur că am mai pregătit și careva lucrări suplimentare, am avut o jumătate de an ca să mai pregătesc câteva lucrări cu tematica DEVA. În felul ăsta am ajuns să expun la DEVA și sunt foarte bucuros de ocazia asta. În afară de peisaje, ce vă mai interesează în pictură din arile tematice pe care le explorați? Arile tematice, sigur că o serie de lucrări abstracte. Am început ca un artist absolut abstract. Am făcut ceramică, am făcut pictură figurativă,
aceste peizaje, această serie de peizaje, naturi statice, dar mai mult în maniera asta. Ultimii ani lucrez totuși în maniera care o prezint astăzi la Deva. Cum apreciați, cred că v-ați documentat ce pictori, în afară de Maria Balea, ce artiști expun la Deva, cam cum e. Acum vă cer o părere de critic, nu să puteți fi, o să-mi spuneți că nu să puteți fi obiectiv. Nu să fiu obiectiv, și cunosc foarte puțin lume, trebuie să recunosc aici, nu cunosc pe toți și nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau să vorbesc despre pictură, vreau să vorbesc despre oamenii care am întâlnit, oameni minunoase, Torino Bocanciu, John Pârva, mulți alții, acum nu o să mi-amintesc, că trebuie să scot agenda ca să menționez pe toți. Plus la asta trebuie să recunosc că acum am avut atunci 10 zile în toamnă și acum 2 zile la Deva, care deci mai mult mă află prin expoziții, nu prea am timp să comunic, din păcate, așa trăim într-un timp când nu ne rămâne timp pentru lucrurile esențiale, pentru a comunica, pentru a mai sta pur și simplu de vorbă, pentru a mai cunoaște nu numai artiștii, poate lucrările lor sau creația mai amplă, mai completă cumva. Ce zone din România vă mai plac? De care... Am fost impresionat anul trecut, am mers la Bucovina, am făcut o serie de lucrări acolo, am pictat în aer liber. Mi-a plăcut foarte mult zona, adică sunt câteva de zona Bucovinii, dar și Deva mi-a plăcut împrejurimile la Deva. Sper să am cândva ocazia să merg cu șevaletul, nu numai prin oraș, dar și prin împrejurim, că am văzut locuri foarte, foarte frumoase. În alte orașe, din, să spunem, că tot am făcut imitere din Transilvania, ați mai fost, orașe care au altă... Am mai fost la Brașov, tot am pictat prin oraș minunat, oraș foarte frumos, o serie de lucrări dedicate Brașovului, într-un fel. Și mari planuri pe viitor, sigur, mi-ar place să vizitez și alte orașe, dar în măsura posibilităților încercăm să realizăm câte puțin. Așa ca diferență de cultură între România și Republica Moldova, cum le percepeți? Genul ăla, chiar dacă mergeți pe un clișeu, să spunem, dacă îl întreb român, bă, ce ți-o plăcut ție în Spania? Vă zice, au niște plaje sau soare sau că a mâncat caracatiță, știu eu. Nu știu dacă e întrebare pusă corect, pentru că nu... Accept să fiți critic. E aceeași zonă, nu putem să zicem că am fost în Spania sau am fost în altă parte. Am traversat o vamă, doar atât. Am înțeles. Da. Vă simțiți apropiat de România? Încerc, dar totuși există la fiecare persoană, inclusiv și la mine, există acest bagaj de ani trăiți în Imperiul Sovietic. Interesant, eu nu pot, acum. Eu nu pot să... Adică nu puteți să... Da, domnule, sunt român. Aș vrea, dar nu pot. Altfel am trăit, altfel am fost educat, nu știu. Am fost educat să fiu moldovean. Asta îmi scria în pașaport. Da, interesant. Și nimeni nu m-a întrebat. Da. Vreau eu să fiu moldovean. Deci încă suntem diferiți, trebuie să recunosc. Suntem diferiți, dar nu într-atâta ca să spunem că îmi place mai mult ceva acolo sau dincolo. Am înțeles. O simplă comuniune de limbă, să spunem, și de istorie comună până la un punct, nu e suficientă pentru a creiona totuși o identitate. Domne, români suntem și din coace și dincolo de Prut, hai să băgăm pe toți în aceeași oală, să punem steagul și să mergem. Cred că suntem în aceeași oală, doar că avem un hotar între noi. Am înțeles. O să încheiem aici emisiunea și vă mulțumesc foarte mult pentru prezența și pentru maniera foarte relaxată, trebuie să le spun celor care vor veni în expoziție să vă provoace să discutați, pentru că află o manieră interesantă de a comunica. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Nu prea știu să discut în public, dar încerc să improvizez și uneori ceea ce spun eu sună ușor craios sau straniu, dar asta este, încerc și, să și spun și eu. Pentru mine, citește printre rânduri, așa. O să le reamintesc telespectatorilor că l-am avut ca invitat în această după-amiază pe artistul plastic din Republica Moldova, Vlad Tabac,
va expune peste o oră la galeriile de artă Forma din Deva expoziția Undeva, în care Deva din Undeva este cu litere mari și asta nu întâmplător. Vă invităm pe cei care doriți să-l cunoașteți pe artist, să-i vedeți lucrările, să evadați cel puțin pentru o jumătate de oră într-o zonă de frumos și de liniște, să veniți la galeriile de artă Forma la ora 17, unde expoziția este organizată într-o colaborare între Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Hunedoara Deva, Consiliul Județean Hunedoara, prin intermediul Direcției Generale Promovare Turistică și Administrare Monumente. Încă o dată mulțumesc domnului Vlad Tabac, îi spunem să nu aibă emoții sau să le țină sub control, ceea ce sunt convins că va face pentru vernisaj. Multă sănătate, succes, vă așteptăm oricând cu plăcere în Deva și în România. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Mâine ne vedem cu administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara, domnul Costel Avram. Până atunci, la revedere, toate cele bune tuturor!